Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Eu aș adăuga că, după părerea mea, nu poate exista nicio performanță dacă nu găsim o sursă de putere să fie în afara de noi. Deci un ceva extern, un ceva mai mare. Deci astăzi și duminica iau ca ocazie de a spune două vorbe despre spiritualitate. E clar că este un teren extrem de alunecos. Deci eu aș vrea să doar să vă pun niște întrebări, fără evident să vă sugerez niciun răspuns, pentru că chiar este domeniul cel mai intim. Eu cred că fiecare are drept să creadă ce vrea. Deci dacă sunteți ortodoxi e foarte bine, dacă sunteți islamici e foarte bine, dacă sunteți martorul lui Iova, budisti, yogini, you name it, nu contează. De fapt, e clar chiar varietatea asta că ar trebui să ne dea un răspuns. Pentru că la un moment dat, de asta am pus și titlul când zica la aia celebră, când înțeleptul arată luna, prostul se uită la deget. Eu cred că atunci când e vorba de spiritualitate și religii, toate aceste variații nu sunt decât degete care arată luna. Și fiecare este convins că degețelul lui e cel corect și toți ceilalți greșesc. Și nu se dau seama că indica toți aceeași lună. Deci, independent despre credința voastră de bază, eu aș vrea să vă puneți întrebarea despre chiar ce credeți într-adevăr. Pentru că noi suntem așa de obișnuiți să nu ne punem întrebarea acestea, că sunt foarte deranjante. Pentru, de fapt, era un mare filozof, Marvin Minsky, puțin cunoscut, dar mare filozof, care spunea că în toate civilizații, în toate culturii, religia a fost inventată pentru a oferi niște răspunsuri la întrebare pe care nimeni nu avea un răspuns. Pentru că, de fapt, e greu de înghițit, dar noi nu știm nimic despre viața, moarte, universul, creația, nu știm nimic. Dar nici Papa de la Roma știe ceva, nici arhiepiscopul, nici cel mai mare guru, nici cel mai mare calogar. Fiecare are anumite intuiții. E eu vreau să vă spun că, după părerea mea, fiecare religie caută aceeași lucru. Adică, pentru a folosi o metaforă, și sper să nu fie luată ca o blasfemie, o metaforă care am citit pe net, că spune că Dumnezeu este o frecvență, o vibrație. De fapt, unul dintre cei mai mari dirijori al lumii, care a fost Sergiu Celibidache, care spunea că, după părerea lui, există o vibrație centrală. Pe mine m-a emoționat, e un interviu fantastic în franceză, unde el vorbește de această vibrație centrală și în momentul în care reușești să te aliniezi, să te sintonizezi ca un radio cu această vibrație, este în grația lui Dumnezeu. Apoi, evident, putem să dăm un milion de nume la experiența asta. Și, de fapt, nu există nicio religie care nu a inventat un fel de meditație, de rugăciuni, de un ceva, tocmai de a intra în contact cu această frecvență, cu această stare internă. O vrem să o numim Dumnezeu, vrem să o numim meditație, nu contează. Deci, eu chiar cu asta, eu cred, sunt foarte convins că dacă nu rezolvăm la nivel intim, evident, fiecare în felul lui, întrebarea asta sub o formă care o găsim convingătoare, nu o să avem sub nicio formă niciun fel de succes. Pentru că, cum spuneau
latinii, nihil sine Deo, adică fără Dumnezeu nu ajungi nicăieri. Unde prin Dumnezeu să înțelegi ceva mai mare, ceva care te trage, ceva mult mai important decât tine, pe care să te aliniezi. Vedeți că după acest concept de a te linia cu forța superioară, eu am clădit chiar un întreg sistem și nu vreau să fiu mistic. Cred că chestia asta funcționează la multe nivele diferite. Deci, nu vă sugerez nimic astăzi decât să vă întrebați, dar eu, pe tema asta, ce cred într-adevăr, dincolo ce mi s-a spus în copilărie, dincolo ce ți-au spus părinții, profesorii, ce cred într-adevăr? Și vedeți dacă puteți găsi un răspuns. O zi bună, continuare, ne vedem mâine la aceeași